Bună ziua și bun venit tuturor! Mă bucur că suntem împreună astăzi la Piatra Neamț pentru a lansa candidații Alianței Dreapta Unită pentru Consiliul Județean Neamț, pentru OAT-urile din județ, pentru municipii și orașe. Asta este o primă secvență a acestor lansări. Vom mai avea cel puțin două lansări ulterioare, una aparte pentru primăria municipiului Piatra Neamț și încă o lansare cu mai mulți candidați care astăzi nu au putut fi alături de noi. Este un moment istoric pentru județ, pentru cei care s-au implicat pentru reforme și pentru o schimbare până acum și este atât o mișcare proactivă cât și una care reacționează la o scenă politică dominată în mod abuziv și antidemocratic de către un PCR, un partid comasat român. Niște oameni care se pupă și se îmbrățișează la București și care în mod fățarnic se scuipă la Neamț, dar într-un mod care nu este coerent, pentru că nu poți să invoci stabilitate la nivel național și la Neamț să faci blaturi, pentru că nu-ți convine de fapt să dai o impresie corectă și sinceră a alegătorilor că reprezentați fix aceleași interese. Asta este situația și la Neamț. Județul Neamț, din păcate, se încadrează într-un trend negativ al politicienilor care au furat, au fost condamnați și au fugit din țară. Unde sunt bărbații adevărați care stau drepți în fața justiției și își asumă faptele? De exemplu, unul dintre ei, de la PSD, e plecat peste hotare. Celălalt dintre ei a rămas acasă și este candidatul unei așa zise opoziții la Neamț, dar care este secretar de stat într-un guvern PSD. Nu poți fi atât de incoerent să-i păcălești pe toți deodată. Asta se întâmplă și cu urmașii lui Ionel Arsene și cu inconsecvenții de la așa zis PSD pe galben, anume PNL și cu Georgică Lazăr. Suntem aici pentru că avem o alternativă cu oameni din tot județul și pentru că împreună ne-am unit pentru a oferi o alternativă. Cea a oamenilor cinstiți, corecți, buni pentru județ, cei care vor un județ modern și o Românie modernă. Astăzi vom prezenta aceste nume care trebuie și pot să primească încrederea nemțenilor pentru a oferi o alternativă la Consiliul Județean. Candidata din partea Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean Neamț este colega noastră, Marinela Apostol. Felicitări, Marinela, pentru această decizie istorică a Alianței Dreapta Unită. Dacă așa zis și bărbați politici au avut șansa să demonstreze și nu au livrat, eu zic că este bine să dăm șansa și femeilor să demonstreze mai bine pentru județ. Marinela este o profesionistă. Marinela conduce o firmă împreună cu soțul ei în mediul privat și nu o să vă vine să credeți. S-au întors după ce au plecat din România, s-au întors după mulți ani și au dezvoltat o afacere aici. Marinela este și absolventă de științe economice, dar și șoferiță, și manager. Un om care știe ce vrea de la viață, care are o familie frumoasă și care poate dezvolta județul de la conducerea Consiliului Județean. Voi prezenta pe rând toți acești candidați, voi da cuvântul colegilor mei copreședinți ai Alianței Dreapta Unită la Neamț, colegii Bogdan Gavrilescu și Sorin Solomon și apoi, evident, și candidata noastră la președinția Consiliului Județean va avea cuvântul. Așadar, din partea USR în cadrul Alianței, la Consiliul Județean,
Lista va fi deschisă de către Maria Apostol, Cristian Petroșanu, unde ești Cristian? Aici. Mulțumim. Teodora Baciu, unde ești Teo? Mulțumim. Raluca Grigoriu, Raluca ești cu noi? Nu, nu încă. Și Pârțac Octavian. Mulțumim tuturor și lista continuă cu foarte multe nume bune. De asemenea, la Piatra Neamț vom avea candidat împreună pe doamna Alina Tatomir. Mai multe vă va spune colegul meu, președintele PMP Neamț, domnul Bogdan Gavrilescu, și lista continuă cu colegii Manuel Iacob, președinte la Piatra, mulțumesc Manuel, Ramon Atofan, singurul consilier rămas în cadrul Consiliului Local Piatra Neamț, Raul Ciuntea și Emil Scurtu, oameni de mare valoare, vă mulțumesc tuturor. La Roman, vom merge cu Cosmin Ancuța, îți mulțumesc Cosmin că ai acceptat provocarea și te vei bate 1-1 cu voievodul din Roman, este nevoie de cineva care să meargă înainte cu toată forța împotriva cosmetizării și înfrumusețării orașului într-un mod fals, ipocrit și dăunător, oameni care nu au apă la Roman și care sunt sub aceeași conducere fără niciun fel de soluții în ultimii 16 ani. Mai departe, lista la Roman va fi continuată prin prezența președintelui interimar Alex Băncescu. Îți mulțumesc, Alex, Roxana Gârlaciov și Cristi Airinei. Mai departe, voi da citire candidaților pentru următoarele UAT-uri din tot județul. Târgu Neamț, Vlad Peiu. Mulțumesc, Vlad. Bicaz, Răzvan Surdu. Răzvan nu este cu noi astăzi, dar pentru că tot vorbim de Răzvan și de Alianța Dreapta Unită, dar și de faptul că sunt două tipuri de alegeri în iunie, atât alegeri locale cât și cele europarlamentare, să știți că Răzvan este un fost cadru militar NATO. Este un veteran. De aceea, în mintea tuturor, nu trebuie să existe semnul egalității între cei care vor pro-Uniune, pro-NATO, pro cel mai mare plan de securitate din care România face parte și cei care ne vor în afara Uniunii, în afara NATO. De aceea mă bucur foarte mult că Răzvan ne reprezintă la Bicaz. La Rosnov vom fi reprezentați de către Andreea Adămoaie Manole. Mulțumesc, Andreea! La Agapia de către domnul Florin Gheorghe Vlejiu. La Alexandru cel Bun de către domnul Cătălin Gavrilescu. La Bahna de către domnul Ovidiu Ciobanu. La Bicazul Ardelean de către doamna Țepeș Bobescu Liliana. La Bogicea de către Răzvan Ichim. La Botești de către Lucian Iacobuț. Îți mulțumesc, Lucian. La Cordun de către Claudiu Voicu. Unde ești, Claudiu? Îți mulțumesc mult, Claudiu. Mai ales că acolo avem o trădare din partea unui om care a mers spre interese personale fix în ograda celui pe care contesta. La Dobren mergem cu Vasile Stăcescu. Este aici domnul Vasile? Nu este încă. La Dochia cu domnul Gheorghe Găman. Vă mulțumesc, domnule Găman. Unde sunteți? La Dolgești mergem cu Serafim Cojocaru. Încă nu a ajuns Serafim. La Dulcești mergem cu domnul viceprimar Merfea. Unde sunteți, domnule Merfea? Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă. La Dumbrava Roșie cu Daniel Maxim. La Făurei cu domnul Mitra. Unde sunteți, domnule Mitra? Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. La Gherești cu Marius Pușcașu. A fost aseară în Piatra, astăzi a mers mai departe la treaba lui. Nu ești aici, Marius, nu? Nu. La Hangu cu Ionel Albu. La Horia cu Paul Rusu. La Negrești cu doamna Steluța Preotu. Este cu noi doamna Steluța? Încă nu. La Pâncești cu Marian Tănase. La Pângărați cu Ionuț Nemciuc. Domnul Nemciuc, unde sunteți? Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. La Piatra Șomnului cu domnul Cosmin Darie. Cosmin este pe teren acum la plantat. Are o firmă extraordinară care face plantații în toată țara. La Podoleni cu domnul Iuliana Saftei. La Poenari cu domnul Constantin Toma. Nu este cu noi acum. La Răucești cu Gabriel Humă. La Ruginoasa cu domnul Ioan Radu. Unde sunteți, domnule Radu? Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi cu echipa extraordinară la Ruginoasa. La Săvinești susținem toată alianța un independent în persoana domnului Andrei Popa. La Tămășeni mergem cu domnul Marius Antonică. Unde sunteți, domnule Antonică? Vă mulțumesc mult pentru prezență, fostul dascăl al satului.
O asumare extraordinară, mulțumesc. La Tarcău, cu un om extraordinar, Vasile Muncaciu, Mucenicu. Vă mulțumesc mult, domnule Mucenicu. Bun venit, Vasile, mă bucur foarte mult. La Țibucani, cu Daniel Vârlan. La Trifești, cu Cezar Muraru. Mă bucur foarte mult că sunteți cu noi, domnule Muraru. Bun venit. La Tupilați, cu domnul Vasile Tuvichi. Este prezent. Vă mulțumesc mult, domnule Tuvichi. La Urecheni, cu domnul Constantin Popa. Este cu noi acum? Este. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Popa. La Vânători, cu Ionuț Focșa. Ionuț, îți mulțumesc foarte mult că ești aici. Mă bucur și că ești și tu, Vasile, alături de noi. Și la Zănești, mergem cu domnul Florentin Grigore și o echipă extinsă alături de domnul Marian Bursuc, președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru disponibilitate, prezență, asumare, sacrificii, timp investit în comunități și în județ. Mergem spre victorie, vom scrie istorie și dau cuvântul colegului meu, copreședintele Alianței Dreapta Unită din partea PMP, domnul Bogdan Gavrilescu. Bună ziua! Mulțumesc, domnule deputat, domnule coleg, domnule prieten, pentru că astăzi Alianța Dreapta Unită demonstrează că este o forță și este singura forță politică care poate schimba ceva în județul Neamț. Este doar începutul unei prezentări, așa cum a zis și domnul Bulai, pentru că astăzi Alianța Dreapta Unită a început campania, suntem în teritoriu, suntem alături de oameni și vom fi alături de oameni. Dreapta Unită este singura variantă de vot în 9 iunie. Oameni buni, dacă vreți să schimbăm ceva în județul Neamț și în România, această variantă este doar Dreapta, Alianța, Dreapta Unită. Încercăm să aducem în fața oamenilor oameni dintre oameni, oameni care pot să fie reprezentați, să-i reprezinte foarte bine în perioada următoare. Nu îmi plac vorbe mari, dar îmi place să fiu foarte exact și să demonstrăm că doar noi putem schimba și trebuie să schimbăm ceva în județul Neamț. La nivelul județului avem nevoie de investiții, la nivelul municipiului Piatra Neamț avem nevoie de finalizarea unor proiecte, avem nevoie ca standardul de viață a locuitorilor din județ și din municipiu și din toate orașele și OAT-urile din județul Neamț să crească, să fie, să se simtă acasă. Dreapta Unită trebuie să demonstreze și să facă în așa fel încât oamenii să se întoarcă acasă, să rămână acasă. Suntem obligați să ne păstrăm copiii acasă, să creăm un viitor României, județului, orașelor și comunelor din Neamț. Dacă nu ne trezim, vom fi o țară fără viitor. Nu vom reuși niciodată să dăm înainte, să ajungem să ne echivalăm cu țări din vestul Europei, țări dezvoltate din lume. Lista citită de domnul deputat este completată de o altă listă cu membrii ai Partidului Mișcarea Populară, dar toți facem o singură echipă și acea echipă se cheamă Dreapta Unită. Lista, vreau să completez, vom mai face și alte conferințe de presă, pentru că suntem obligați să venim în fața dumneavoastră cu proiecte clare, cu lucruri pe care trebuie să le schimbăm și să le facem în mandatul 2024-2028, peste tot în județul Neamț.
Deci, o listă a Partidului Mișcarea Populară începe cu Alina Tatomir, avocat de 20 de ani, omul care trebuie, este obligat și considerăm noi toți aliații din această dreaptă unită că este singurul om, singurul candidat care poate să readucă Piatra Neamțu acolo unde este locul și să spunem cu mândrie perla Moldovei. Pojoga Florin, Roznov, Preda Neculai, Sechel Marcel, Corlade Irina, Paul Culbece, Costel Radu, Sandu Mihaela, Cobzariu Dan, Mitrea Iordache, Ungureanu Ludovic, Herciu Cristian, Munteanu Emilian, Lișman Vasile, Obreja Toader, Iordache Bogdan, Cobzaru Eugen, Bulai Marian, Chiriloiu Constantin, Stoian Vasile, Feraru Daniel și vor mai veni și alții alături de acest proiect care se cheamă Dreapta Unită. De asta am spus că această lansare trebuie făcută în mai multe etape pentru că trebuie să cunoașteți fiecare candidat, pe fiecare candidat în parte, să-l cunoașteți și fiecare candidat al Dreptei Unite să poată să vă prezinte soluțiile pe care le are fiecare pentru OAT-ul lui. Eu vă mulțumesc și vă rog ca toți cetățenii de bine, toți oamenii de bine care vor schimbare, vor altceva în județul Neamț, în Piatra Neamț, în toate UAT-urile, să vină alături de Dreapta Unită. Dreapta Unită este singura soluție viabilă pentru județul Neamț, pentru România. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau mai departe cuvântul președintelui Forța Drepte din Neamț, din partea Alianței Dreapta Unită, domnul Sorin Solomon. Bună ziua! Îmi pare foarte bine că ne vedem într-o formulă oarecum extinsă, nu și completă. Ce ar mai fi de spus după ce au spus colegii copreședinți? Noi suntem întru totul de acord cu ei. Ce vă pot spune este că încă de la început am fost nu numai de acord, chiar am achiesat cu propunerele dânșilor pentru cele două candidaturi, atât cât la Consiliul Județean, cât și la municipiul Piatra Neamț. Într-adevăr, în momentul de față, Alianța Dreapta Unită este singura alternativă pe care România ar trebui să o aleagă pentru a putea schimba ceva, pentru a putea să ne ținem copiii în țară, cum bine spunea colegul Bogdan Gavrilescu, și pentru a le putea oferi un viitor bun spre foarte bun, ceea ce nu am avut noi. Lista completă a candidaților Forța Dreptei, atât la funcțiile de primar, cât și la funcțiile de consilier și pe listele comune ale Alianței, o să vă anunțăm undeva spre sfârșitul săptămânii viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Sorin! Marinela Apostol, candidata noastră pentru președinția Consiliului Județean. Marinela. Bună ziua, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vreau să încep prin a mulțumi colegilor mei din USR și partenerilor din Alianța Dreapta Unită pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru că împreună vom face o echipă și vom lupta pentru județul Neamț. Sunt consilier județean de 4 ani. Sunt liderul consilierilor județeni și am reprezentat toți acei cetățeni și pe toți dintre dumneavoastră care au avut o problemă și o nemulțumire în ceea ce privește județul Neamț și problemele, le-am preluat din teritoriu, le-am dus în Consiliul Județean
iar foarte multe dintre ele am reușit să le și rezolv. De aceea vă îndemn pe toți, dragi nemțeni, să veniți alături de mine, alături de echipa mea din tot județul, alături de colegii mei care vor face parte pe listele Consiliului Județean, să luptăm împreună, să luptăm și să stopăm risipirea banului public. În cei 4 ani de experiență în Consiliul Județean, am fost împotriva a 10 de proiecte, a 10 de grupuri formate la nivelul Consiliului Județean, prin care s-au urmărit doar interesele proprii și nu binele nemțenilor. Am găsit foarte multe nereguli, s-au format 10 de alianțe în Consiliul Județean și 10 și poate foarte mulți colegi consilieri județeni, în loc să urmărească binele județului, și-a urmărit interesul propriu. Și aici vorbesc din foarte mulți colegi consilieri județeni care au ales să facă anumite asociații pentru a-și asigura un loc călduț, pentru a-și asigura un venit. Consilieri care au uitat că au fost aleși consilieri județeni și în plus au fost și consilierul președintelui Consiliului Județean. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Aceste lucruri trebuie să le stopăm. Noi suntem aici pentru a lupta pentru binele tuturor, pentru binele fiecărei comune, pentru binele fiecărui cetățean din județul Neamț. Îmi propun alături de colegii mei să ducem o luptă dreaptă și corectă și să aducem în fața dumneavoastră cât mai multe realizări din toate orașele și comunele județului Neamț. Așadar, vă rog și vă îndemn să veniți alături de noi și să votați singura variantă viabilă la alegerile din 9 iunie 2024 și anume Alianța Dreapta Unită. Mulțumesc, Marinela, mulțumesc, Sorin, mulțumesc, Bogdan. Împreună mergem înainte spre victorie, iar acum așteptăm întrebări din partea dumneavoastră, dacă sunt întrebări. Deocamdată, domnul Gavrilescu nu este pe nicio listă, nu este pe nicio candidatură asumată. Împreună cu aliații, cu colegii, dacă va fi nevoie, voi candida. În primul rând, avem nevoie de oameni care trebuie să demonstreze că noi avem cu un suflu nou, demonstrează și vor demonstra că Alianța Dreapta Unită poate să schimbe lucrurile în acest județ. Dacă, deci subliniez, dacă va fi nevoie, dacă va trebui și vor considera colegii că trebuie să candidez, voi candida acolo unde vor dori colegii mei. Dacă mai sunt întrebări din partea dumneavoastră? Înțeleg că nu mai sunt. Atunci vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru angajament și pentru sacrificiul de a investi foarte mult pentru județ, pentru comunități, municipii, sate, comune, pentru binele nostru tuturor, pentru binele comun, pentru o Românie modernă și un județ modern. Mergem spre victorie, vă mulțumesc tuturor! Să fie într-un ceas bun! Să fie într-un ceas bun! Viitorul președinte de Consiliul Județean.